negru. Pira slavă Ce faci tu aici? Nu sta ca o piatră. Căci astăzi eu iau alifie și pun pe ochi. Nu vreau eu oare să dezleg oameni în adunare în ziua aceasta. Eu spun aceștia care i vezi. Încunosc numele. Încunosc puterea. Și mă laudă pe mine. Tu ce faci? Care e drumul tău? Eu sunt singurul care spun păcatele sunt iertate. În fața ta s-a oprit Isus cel ce mântuiește oameni, cel ce scrie iertare și ridică omul. Dar eu vreau oameni noi care să facă voia mea. Ai grijă la drumul pe care mergi, că duci într-o prăpastie. Și acolo este plâns și scrâșnirea dinților. Și nu este nimic din mine. Astăzi lumina s-a opit în fața ta. Eu aș vrea să vă întreb pe toți aceia care mă ascultați: cine este acela care spune Ce faci tu aici? Cine este acela care a spus Ce faci tu aici? Eu, ali, eu iau Alifie și pun pe ochi. Nu vreau eu oare să dezleg oameni în adunare în ziua aceasta? Cine este acela care spune acest lucru? Eu iau Alifie și pun pe ochi. Cine este acela care îți, care spune eu îți spun? Aceștia care i vezi îmi cunosc numele. Cine este acela care spune despre puiu și despre valii, ei îmi cunosc numele, îmi cunosc puterea și mă laudă pe mine? Și după aceea, cine este acela care spune eu sunt singurul care îți spun păcatele, sunt iertate? În fața ta s-a oprit Isus și El ce mântuiește oameni. Cine este acela care zice lucrurile acestea? Cine este acela care transmite acest mesaj. Pentru că este un mesaj și este transmis. Întrebarea mea este cine este acela care transmite acest mesaj? Avem doar trei opțiuni. Una este Duhul lui Puiu de la Hunedoara. Al doilea rând este Duhul Dumnezeului veșnic sau Duhul Domnului Isus, și în al treilea rând, Duhuri demonice. Eu sunt sigur, sunt absolut sigur, care sunt opțiunile corecte. Eu vreau să vă prezint acest lucru pentru că consider că este extrem de important. De unde știm noi că cel ce ne-a transmis acest mesaj? sau cel ce a transmis acest mesaj acelei persoane, pentru că este făcut public, este pe internet, de unde știu eu că este Duhul Domnului Isus, cel care a transmis acest mesaj? Pentru că pare să că Domnul Isus este cel care vorbește. Nici măcar Duhul Sfânt, într-un anumit moment, pare să că este însuși Domnul Isus care vorbește. Cine să fie Domnul Isus cu adevărat cel care vorbește? Să fie Domnul Isus același Domn Isus Hristos din Nazaret, care ne-a lăsat scris în cuvântul Lui Evanghelile prin apostoli, să fie Domnul Iisus acela care spune, eu iau fie și pun pe ochi, nu vreau eu oare să dezleg oamenii în adunare în ziua aceasta? Să fie Domnul Iisus acela care spune, aceștia care-i vezi mă cunosc pe mine, îmi cunosc numele, îmi cunosc puterea și mă laudă pe mine. Să fie Domnul Iisus acela care a spus, eu sunt singurul care îți spun, păcatele sunt iertate. Și să fie Domnul Isus acum spunând, în fața ta s-a oprit Isus, Cel ce mântuiește oameni, cel ce scrie iertare și nimic, omul. Și după aceea repetă, astăzi, adică momentul în care a fost înregistrată această filmare, zice, astăzi, lumina s-a oprit în fața ta. A spus Domnul Isus oare acest lucru? Trebuie să înțelegem că un lucru este clar. Cineva l-a spus, pentru că evident este pe YouTube. Dacă nu l-a spus doar puiul de la Hunedoara din capul lui, dacă nu l-a spus Domnul Iisus, Domnul Iisus să fi fost prezent acolo și să fi vorbit, dacă nu l-a spus Domnul Iisus, să știți că l-a spus Duhuri demonice prin. Deci, întrebarea mea nu este prin cine se spune acest mesaj. Pentru că este evident. Acest mesaj se transmite printr-un om. Puiul de la Hunedoara și Valiantal. În Întrebarea nu este prin cine se transmite. Întrebarea este cine este în spatele acestui mesaj. De ce Duh este călăuzit prorocul când ne-a transmis acest mesaj? El spune, prorocul și mulți alții care îl apără, și majoritatea bisericilor penticostale care îl apără, și când zic majoritatea bisericilor penticostale 99 cu 9, eu vă spun că n-am găsit și nu o să găsesc probabil deocamdată niciun mesaj, niciunul, de al vreunui frate penticostal, cum e Luigi Mițoi, Cristi Boiauriu, Gabi Zăgărean și alții care sunt penticostali și sunt cumva lideri, n-am găsit niciun mesaj Cumva să spună, uite, aceia sunt falși proroci. Ei nu. Deci ei nu vorbesc despre falși proroci. Și dacă ar face și ar zice cineva orice, ei nu o să vorbească despre ei, pentru că sunt în aceeași oală, sunt de aceeași denominațiune. Cum să vorbească de rău? Așadar, cine este Duhul care transmite acest mesaj? Acest Duh, oricine ar vrea el să fie, fie că este Duhul lui, puiul de la Hunedoara, fie că este Duhul dracilor, el vrea să ne facă să credem că acest mesaj este transmis de însuși Domnul Isus. Este evident, nu? Pentru că o voce spune, eu iau alifie și pun pe ochi. Nu vreau eu oare să dezleg oameni în adunarea aceasta? Da, cine este vocea? Vocea știm cine este. Cine este în spatele mesajului? De ce Duhul este călăuzit? Eu spun, aceștia care îi vezi, își autentifică lucrarea cumva. Domnul Iisus autentifică și spune, puiul de la Hânedoara și Valiantal, mă cunosc? Mă cunosc? Îmi cunosc numele? Îmi cunosc puterea și mă laudă pe mine? Este puiul de la Hânedoara? Cel care spune despre sine, Vai, Doamne, noi îl cunoaștem? Este Duhul Domnului cel care spune despre puiul de la Hunedoara și Valiantal? Aceștia îmi cunosc numele și mă laudă? Sau este un alt Duh? Eu vă asigur că Duhul Domnului Isus nu este sigur. Eu vă asigur că Duhul Sfânt nu este sigur. Și imediat vă voi da argumentele mele. Să ținem minte bine. Un Duh sigur Oricine ar fi, a transmis acest mesaj printr-un om. Puiul de la Cunădoara și Vali Amtal. Și acest duh pretinde că este Domnul Isus. Pentru că el spune, eu sunt singurul care îți spun, păcatele sunt iertate, lumina, ast astăzi lumina, nu ieri, nu alaltă, nu în viitor. Nu e, o pre, nu e o predică în care prezintă un mesaj din Biblie. Nu, ci este un mesaj direct în care spune Astăzi Isus s-a oprit în fața ta. Astăzi lumina s-a oprit în fața ta. Eu sunt Isus care spun păcatele, sunt iertate. Cel ce mântuiește oameni. Cel ce pune alifie pe ochi. Deci trebuie să înțelegem că vorbește direct. Să fie Duhul Domnului Isus Eu vă asigur că nu este. Este destul de simplu. Cum de nu ne-am dat seama mai devreme? Cum de nu v-ați dat seama mai devreme, voi aceia care îi ascultați? Pentru că eu de prima dată când am ascultat pe acest om, mi-am dat seama că e ceva necurat la mijloc. Domnul Isus, în Matei 24, spune: Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Probabil tu ești aceea dintre cei mulți. Și sigur, cei din mișcarea carismatică sunt aceia dintre cei mulți. Domnul sus afirmă, se vor scula mulți și aceasta în zilele din urmă. Deci, în zilele din urmă se vor scula mulți proroși mincinoși. Chiar dacă niciunul care i-a menționat, nici Luigi Mițoi, nici Gabi Zăgărean, nici Cristi Boariu, nici Cristian Ionescu, nici oricine ar fi ei de la, de Pentecostal și nu numai, nu vorbesc despre acești falși proroci. Care vor fi aceștia mulți? Deci, așadar, Domnul Isus afirmă că în zilele din urmă, zice, se vor scula mulți proroci mincinoși. Și ni se spune în versetul 24, se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele dacă ar fi cu putință chiar și pe cei aleși. Ni se spune că se vor scula Hristoși mincinoși și proroși mincinoși. Cine sunt acești Hristos mincinoși care se vor scula? Cineva spune, păi, este o persoană care fizic vine și spune, eu sunt Hristosul. E, nu înseamnă neapărat acest lucru. Versetul continuă. Iată că v am spus mai dinainte. Deci, dacă vă vor zice, iată-l în pustiu, să nu vă duceți acolo. Deci, dacă cineva vă spune, Hristos este în pustiu, zice, să nu vă duceți acolo. Dacă cineva vă va zice, iată-l în odăițe ascunse, să nu credeți. Repet, dacă cineva va spune, Hristos este acolo, vorbește. Zice, să nu vă duceți acolo. Dacă cineva vă spune, iată Hristos, vorbește acolo în acea odăiță, ascunsă, să nu credeți. Cum vi se pare? Ce așteptați? Să vină un om fizic care să spună, eu sunt Hristosul? Logică nu l-ar crede. Cine l-ar crede? Cel puțin cei creștini nu l-ar crede. Cei care au o Biblie nu l-ar crede. Pentru că știe că Domnul Iisus trebuie să se întoarcă, să-și ia mireasa lui adevărat. Și evident, nu va fi un om cu care poți să stai de vorbă și să spună, eu sunt Hristosul. Nu! Dar cine sunt acești Hristoși mincinoși? Și acești proroci mincinoși care vor face și semne și minuni până acolo. Adică semnele acestea vor fi convingătoare. Semne și minuni încât să înșele dacă ar fi cu putință chiar și pe cei aleși. Și după aceea spune imediat, iată că v-am spus mai dinainte, dacă vă vor zice deci, iată-l în pustiu. În pustiu, în sensul că Hristosul acela vorbește în pustiu, Că vorbește printr-un proroc, nu contează, tot Hristos este. Ceea ce pretinde puiul de la Hunedoara este că Hristosul adevărat vorbește prin el. Asta pretinde. Ceea ce pretinde puiul de la Hunedoara și Valiantal este că Domnul Iisus Hristos vorbește prin ei. Iată Hristos mincinoși. Ce așteptați? La ce vă așteptați? Să vă zică cineva, eu sunt Hristosul? Nu! Vă vorbește prin oameni, prin proroci, numai că sunt mincinoși. Valiantal și puiul de la Hânedoarea sunt proroci mincinoși, nu Duhul Domnului spune Eu sunt Isus. A venit oare Domnul Isus în acea biserică? Prezent? Și ei nu se referă la faptul că Domnul Isus este omniprezent. Că El este prezent în toate locurile. Nu, nu la aceasta se referă. El se referă și spune, astăzi Isus a venit în fața ta. Lumina s-a oprit în fața ta. Eu sunt acela care îți vorbesc ție, eu sunt acela care am venit lângă tine și în fața ta. O voce îi indică locul unde a venit Domnul Isus, și anume în fața acelei persoane literal. Și timpul încă, ca anume în acel moment literal, Domnul Isus a venit în fața acelei persoane, oricine ar fi fost ea, că o să ia alifie. Și după aceea spune, nu vreau eu oare să dezleg oamenii în adunarea aceasta. Eu sunt singurul care spun păcatele sunt iertate. Cine a spus acelui om? Păcatele sunt iertate. Eu vă asigur că Domnul Iisus nu. Vă asigur că Domnul Iisus nu. Orice alt duh, dar Domnul Iisus nu. Dacă nu este duhul lui puiul de la Hunedoara, este un duh de dragi. Fiți siguri. Opțiunea cea mai bună pentru puiul de la Hunedoara și valiantal ar fi ca ei să-și inventeze. Aceste lucruri, dar mă tem că nu este așa. Mă tem că este un Duh, literal, și aceasta o face mai gravă pentru că este crezut de mulți. Un Duh este în spatele acestui mesaj. Și acest Duh pretinde că este Domnul Isus. De aceea spune Scriptura: Se vor scula Hristoși mincinoși și vor spune Eu sunt Hristosul. Nu spune oare prin gura lui Puiu de la Hunedoara, Eu, Isus, eu, Isus, m-am oprit în fața ta. Eu, Isus, îți spun păcatele, îți sunt iertate. Eu v-am menționat în acest video doar anumite lucruri pe care le-a spus acest presupus Isus, acest Duh. Dar dacă ascultați tot videoclipul, Pui Ștefan și Valiantal de la Biserica Betel, doar, doar aceste prorociri, între ghilimele și tălmăciri, Iată ce spune acest Duh. Ție-ți spun, eu sunt aici jos între rânduri, dar sunt și acolo sus la etaj. El spune acest Duh, zice, eu sunt aici jos între rânduri, dar sunt și acolo la etaj. Acest Duh, iată ce spune. Am toată puterea că mi s-a dat puterea aceasta, sus în cer și jos pe pământ. Da, acest Duh spune aceste lucruri, care toată puterea pentru că i s-a dat. Acest Duh spune din nou, dacă îți vei pune inima pentru mine și vei fi atent la tot ceea ce faci. Nu voi picura eu uleiul acesta scump, l-am și scos din cămările mele ca să dau biruință. Acest Duh spune, eu cercetez inima Da, Același Duh spune, să nu mă faci neputincios, căci nu știi cum lucrez eu și nici să nu judeci, căci în partea tânără eu lucrez. Acest Duh aceasta spune, să nu mă faci neputincios. E, Duhul Domnului Iisus oare să vorbească? sau duhul lui Puiu de la Hunedoara și Valianta, eu vă spun că e mai mult de atât. Este mai mult de atât. Zice, nu, cobor, nu eu cobor să dau bucuriile acestea? Nu știu ce bucurii, dar cineva a coborât să dea acolo anumite bucurii. Iată ce zice din nou Duhul acesta. Căci numai genunchiul care se pleacă înaintea mea este văzut iar inima aceea va fi ridicată. Cine este acesta care spune numai genunchiul care se pleacă înaintea mea este văzut? Cine este acesta? Pentru că noi știm din Scriptură că orice genunchi se va pleca înaintea Domnului Isus, dar cine este acest Duh care pretinde a fi Isus, a fi Domnul Isus, pretinde a fi Domnul Isus și spune toate aceste mesaje? Eu le-am scrise. Deci, Aici am toate prorociile scrise pe care puiul de la Hunedoara le-a rostit, de exemplu, în biserica Betel. Și vedem că aici este cineva care presupune a fi Domnul Isus și ne dă un mesaj. Și mesajul, ca să înțelegeți, puteți să le ascultați toate, veți vedea că mesajul nu este cercetați cuvântul. Mesajul este credeți ceea ce vi se spune prin gura acestor oameni, literal. Deci mesajul este credeți ce vi se spune prin gura acestor oameni. Veți vedea ce vă spune aceste oameni, veți crede și mă veți lăuda pe mine. Din nou, acest duc spune, știi că astăzi am venit ca medic în adunarea aceasta? Și dacă am spus că voi atinge, voi atinge oasele. Fiecare mădular, că ce este uscat, iată că v-am înverzi. Dă slavă celui ce te-a atins. Cine este acest duc care spune aceste lucruri că a venit ca medic în adunare? Cine este acest Duh care spune, ferice de cel ce își păzește inima, ferice de cel ce mi-ascultă glasul? Cine este acest Duh? Spune, dar să stai cu inima pregătită, ascultând mi glasul. Vei ști că lucruri mari au și fost puse deoparte. Tu doar cinstește-mă și vei vedea mâna mea în scurtă vreme. Că cel drept s-a și arătat. Cine este acest Duh care spune, vei vedea mâna mea la lucru, că -și cel drept s-a și arătat? Cine este acest Duh care spune, eu sunt cetate tare? Cine este acest Duh care spune, am hotărât să binecuvântez tăi, Tu să mergi mai departe și să spui, Dumnezeu mi-a vorbit, da. Acest Duh îndeamnă pe acest om să creadă că în acea zi și prin gura acelor oameni, Dumnezeu a vorbit și acest Duh îndeamnă pe acești oameni. Îndamnă în special pe acest om să creadă că gura lui Dumnezeu i-a vorbit și că Dumnezeu a fost prezent acolo. Înțelegem noi oare cât de periculos este acest lucru? Înțelegem noi cât de periculos este acest lucru și acest Duh pretinde în continuare că este Duhul. Domnul Iisus și iată ce spune la sfârșit. Aceasta este ultima prorocie. Dice, femeie, ascultă, știi că și pe tine te ating azi în adunarea aceasta? Deci acest Duh spune, știi că și pe tine te ating? El pretinde că este Domnul Iisus. N-ar fi prima oară. Apostolul Pavel ne spune în 2 Corinteni 11, chiar satana se preface în îngeri de lumină. Ce va aștepta să spune, eu sunt satana? Nu. El va zice, eu sunt Hristos. Iată ce spune, femeia ascultă, știi că și pe tine te ating azi în adunarea aceasta? Doar am spus că îngerul este sus acolo, unde ești tu. Am luat pânză și am înmuiat-o în cel mai curat ulei din cămările mele. Nu știu cine este acest duh, dar el crede că are cămări și are ulei curat. Zice, și am să iau toate mădularele din adunarea aceasta și le voi atinge de pânza aceasta. Deci, literal, el spune că o să vindece toate mădularele din adunarea aceea. Eu vă asigur că nu au fost vindecate. Cei din biserica Betel, dacă știți, vreunul mă aude, vă rog să mă contactați. Dacă toate adunările, toate modularele, toate persoanele din adunarea aceea a fost vindecate. Zice, tu dă glorie că Domnul are milă de tine. Chiar acum, ca să spună gura omului, da l-am văzut la lucru și m-a atins și pe mine. De aceea tu glorificăm numele. Că-și la ți le-am văzut și am hotărât să aduc și o izbăvire și răspuns la o cauză care nu o vezi acum făcută. Zice, da, l-am văzut la lucru. Zice, dă glorie că Domnul s-a atins la tine ca să spună gura omului, da, l-am văzut la lucru. Adică ca să spună omul, da, l-am văzut lucrând astăzi. Cine este acest Duh care tot pretinde că este Duhul Domnului Isus, că este Duhul Sfânt? Și acești oameni imediat spune, Duhul Sfânt a vorbit, amin, Duhul Sfânt a vorbit, amin, Duhul Sfânt a vorbit, amin. Ce lezne crezători, ce Crezători. Ca cineva să spună prin gura lui, eu sunt Isus, stau înaintea ta, eu sunt lumina, am venit în fața ta, eu te ating, ating toate mădurarele din adunarea aceasta, eu sunt acela care îți dau apa vie, tu doar ascultă de mine și un duh să spună aceștia, despre prorocii doi, cei doi proroci, să spună aceștia mă cunosc, aceștia îmi cunosc puterea și mă laudă pe mine? Și noi să credem, da, este Duhul Domnului. Duhul Domnului promovează lucrarea lui Valiantal și puiul de la Hunedoara. Sincer. V-am citit înainte că și și mincinoși vor vorbi prin oameni dacă vă zice, iată le în odăițe ascunse. Adică că El vorbește acolo. Nu neapărat că El este prezent fizic acolo. Pentru că noi știm că El, când se va întoarce, cu adevărat, El va veni, va fi prezent și ne va lua pe noi toți. Noi știm că nu are cum să fie o persoană fizică să vină la noi și să ne spune Eu sunt Hristos, am venit să te aduc un mesaj. E logic, l-am luat drept nebun. Dar de ce nu l-am luat drept nebun? Sau mai rău, îndrăciți pe aceia care spun. Hristos vorbește prin mine. Hristos, eu traduc și iată ce spune Domnul Isus Hristos. Domnul Isus Hristos a venit acolo, a venit prezent și El a adus un mesaj. Acest Duh pretinde că este Domnul Isus. Nu-i de mirare. Deci nu-i de mirare, nu avea să pretindă că este satana. Nu avea să pretindă că este un Duh de draci. Scriptura vorbește și în 2 Timotei și în alte locuri despre învățăturile dracilor. Cum credeți oare că învață dracii pe oameni? Prin proroci falși. Acești falși proroci, prin toată învățătura pe care ei au adus-o în acea adunare, nu i-a călăuzit pe oameni spre Scriptură, spre adevăratul Domn Iisus Hristos, ci i-a călăuzit pe acei oameni spre ei însăși, ca să-și valideze însăși lucrarea lor. Dar, aceștia fiind spuse, eu vă asigur, că mulți oameni o să spună ai hulit pe Duhul Sfânt. Pentru că ai spus că este o mare posibilitate că acești oameni care au spus mesajele acestea, chiar dacă pentru ei nu contează ce au spus, putea să spună eu sunt Dumnezeu, am venit azi prezent aici, dacă ar fi venit Dumnezeu prezent, dacă Domnul Isus ar fi venit prezent și ar fi fost prezent în locul acela și în momentul în care Domnul Isus să zicem, ar fi vorbit prin gura lui Valiantal și puiul de la Hunedoara, eu vă asigur că oamenii aceia ar fi fost ca morți toți. Și acolo ar fi început cea mai mare trezire care ar fi avut loc vreodată. Domnul Isus nu este ceea ce au prezentat acești oameni. Care mai de care? Unii stăteau pe telefon, alții râdeau, alții stăteau cu mâinile în sân, ascultând un circ. Pentru că nu era Duhul Domnului. Era un duh, dar nu era al Domnului. Îmi vor spune mult, ai hulit pe Duhul Sfânt. Dacă acela e Duhul Sfânt, n-am nici cea mai mică grijă, pentru că știu că Duhul Sfânt va face un lucru. După cum spune în Evanghelia după Ioan 16, cu 14, El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Iată ce va face Duhul Sfânt. Duhul Sfânt va lua din ce este al Domnului Isus. Și ne va descoperi nouă. El îl va proslăvi pe Domnul Isus. Toate aceste mesaje nu îl proslăvește pe Domnul Isus. Nici nu ne îndeamnă către scriptură, cum au făcut toți apostolii. Nu este de mirare că și Satana se transformă într-un înger de lumină. Aceasta este, deci, învățătura. Un Duh vorbește. Un Hristos vorbește prin gura unui proroc. Și Domnul Iisus spune, iată că v-am spus mai dinainte, aproape 2000 de ani. Dacă deci vă vor zice, iată-l în pustiu. Dacă deci vă vor zice, iată că Domnul Iisus Hristos apare. Pe unde se duce puiul de la Cunedoara? Pe unde ajunge Vetuța Hanis? Pe unde ajunge Samuel Caba, Ioan Caba și alții? Sau Răzva Mihăilescu? Iată-l! Hristos e acolo, vorbește prin gura lui, literal. Domnul Iisus spune Să nu vă duceți acolo Literal spune Să nu vă duceți acolo Pentru că ceva vorbește acolo, e logic Dar nu este Duhul Domnului Dacă vă zice, iată lui în ascunse Hristos vorbește acolo Dice, este un Hristos mincinos Poate să vorbească, vorbește, nu zice că nu Dar este un Hristos Mincinos Proroci mincinoși Ce v-am spus mai dinainte Se vor scula mulți proroci mincinoși și acești proroși mincinoși, ei vor spune că Hristosul adevărat vorbește prin ei. Duhurile de care sunt posedați acești proroci mincinoși sunt duhuri de draci. Și aceste duhuri de draci pretind că ei sunt Hristos. Aceste duhuri de draci spun prin gura acestor oameni, eu sunt Hristos. Eu sunt Domnul Isus Hristos. Dar dați-mi voie să vă spun că o persoană care își citește Biblia, o persoană care este născută din nou din Duhul, întotdeauna va spune, nu știu ce să zic când aude un mesaj așa. Nu știu ce să zic. Folosiți-vă judecata, oameni buni. Dumnezeu ne-a dat judecată. Să putem să judecăm lucrurile, să cercetăm, după cum spune și în 1 Ioan. Cercetați duhurile, să nu dați crezare oricărui duh. Când ne-a spus să nu dați crezare oricărui duh, nu se referea la faptul că noi o să auzim o voce, pentru că un duh nu are, nu are carne, nu are un trup, nu se referea la faptul că noi o să auzim o voce și să nu dăm crezare acelei voci. Nu, ci se referea să nu dăm crezare mesajelor oamenilor. Pentru că duhurile vorbesc prin oameni. Logic. Spune, prea nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile. Adică cercetați persoanele care vă spun, cercetați mesajul lor. Dacă sunt de la Dumnezeu. Pentru că în lume au ieșit mulți proroși mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice Duh care mărturisește că Isus a venit în trup este de la Dumnezeu. Orice Duh care nu mărturisește pe Iisus. Acești oameni nu-L mărturisesc pe Domnul Iisus. Mărturisesc experiențele lor, mărturisesc minunile lor, dar nu-L mărturisesc pe Domnul Iisus. De aceea, Domnul Iisus în Matei 24 ne spune să vor scula Hristoși mincinoși. Și acești, aceștia care vorbesc prin gura prorocilor, și aceștia care vorbesc prin gura altor proroci care spun am avut un vis, cum e vetuța hani, și așa mai departe, aceia sunt hristoși mincinoși care înșală pe oameni. Sunt Hristos mincinoși, adică duhuri de draci care înșală pe oameni. Veți vedea că întotdeauna aceste duhuri de draci, fie că este prin proroc, fie că zice iată visul, Domnul a vorbit, nu vă vor îndemna niciodată spre Scriptură. Nu vă vor îndemna niciodată spre Scriptură și se vor slăvi pe ei însuși. Se vor slăvi pe ei însuși, nu vor slăvi pe Domnul Isus. V-am spus mai dinainte, azi Domnul Iisus. Hristoși, mincinoși. Ce veți face? Ce veți face? Veți spune, iată un om care a hulit Duhul Sfânt. Sau, veți lua Biblia? Dacă cu adevărat credeți că acesta este un om de la Dumnezeu, veți face ce am făcut eu? Veți compara mesajul lui cu mesajul Scripturii? Veți compara ceea ce afirmațiile pe care le face acest om în aceste prorocii, cu afirmațiile pe care le face adevăratul Domnul Isus Hristos în Scriptură și veți ajunge la concluzie. Nu puteți, nu rezolvați problema spunând, iată, un om care hulește pe Duhul Sfânt. Nu veți rezolva problema spunând, iată, nu, nu-mi place ce zice el, n-ai dreptate. Nu, nu veți rezolva problema așa. Pentru că este real, și anume, este real, că un om călăuzit de nu de Duhul Domnului Isus? Un om călăuzit de un Duh spune Eu sunt Isus? Și zice el: Nu, nu vorbesc de la mine, eu doar traduc. Eu sunt doar în trans, Eu sunt doar medium. E, cam așa ceva se întâmplă. Numai că Duhul în spate nu este Domnul Isus. Nu vi se pune oare în semn de întrebare când cineva spune Eu sunt Isus? Chiar dacă gura lui vorbește: Eu sunt Isus, sunt în fața ta. Nu vi se pune oare în semn de întrebare? Dacă nu vi se pune, dați-mi voie să vă spun că aveți cele mai mari șanse să nu fiți mântuiți, să nu aveți Duhul lui Dumnezeu și nici nu aveți cum să credeți lucrurile pe care vi le spun eu. Așadar, acestea fiind zise, vă îndemn, cercetați și în același timp, dacă credeți ceea ce am spus eu, dacă credeți cu adevărat că Duhul care este în spatele acestor mesaje nu este Duhul Domnului Isus, trimiteți și altora, chiar vă îndemn. trimiteți și altora ca și ei să cerceteze aceleași lucruri, să vadă oare Duhul Domnului este în spatele acestor mesaje? Pare să că pretinde a fi El. Deci toate aceste mesaje, în toate aceste mesaje, acest Duh pretinde a fi Domnul Isus. Dar vă spun, nu este. Hristos, mincinoși. Se vă vor la mulți? Iată-l acolo! Vorbește acolo! Nu, nu vorbește. Domnul s a spus. Nu-l credeți și nu vă duceți acolo. Așadar, la fel face și dumneavoastră. Nu-i credeți și nu vă duceți pe unde se presupune că sunt acești proroci și acești Hristoși mincinoși. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.